Bună ziua și bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi a copilărit aici, pe scena Teatrului de Artă din Deva, pe vremuri Teatrul de Estradă. În timp, el a devenit actor, regizor, scenarist și scriitor de cărți pentru copii. Haideți să-l cunoaștem pe Edi Moțățăianu! Pășit pentru prima dată pe o scenă de teatru pe când abia împlinea câțiva ani, iar legătura lui cu teatrul s-a înfiripat rapid. Viața este o scenă, iar scena este viața lui Edi Moțățăianu. Prin 1969 împlineam 3 anișori. Deja alergam, vorbeam și a fost primul meu contact cu scena asta. Aici nu arăta ca și acum, dar pentru mine a rămas cel mai magic loc de poveste. Părinții mei, aici au început activitatea. Aici, de aici au ieșit la pensie. Mama actriță? Actriță, da. Pe numele Ileana Zanche. Și tata Ștefan Moțățăianu. Hei, și ce pot să vă zic decât că am amintit foarte frumoase, am văzut o mulțime de spectacole, și pentru cei mici, și pentru cei mari. Știu că veneam de nenumărate ori, ajungeam să știu spectacole pe de rost. A fost o perioadă extraordinară atunci. Pentru copii era o nebunie de costume, muzică, antren. Iar pentru cei mari, nu mai zic. Când apărea trupa de balet, nici musca nu mai bâzâia. Iar despre actori, ce să vă mai zic? Poate să mai știe trupa teatrului acesta, Teatrul de Stradă din Deva. Îi băteau pe cei de la Fantasio. Majoritatea timpului se clasau pe locul 1, la orice festival de gen se duceau. A fost vremuri frumoase, iar eu cred că aici, sau de aici mai bine zis, ne-am îndrumat pașii, cei drept puțin mai târziu, spre cariera pe care am îmbrățișat-o și eu la rândul. Edi Moțățăianu își aduce și acum cu drag aminte de prima piesă în care a jucat și de mari actori pe care i-a cunoscut. E o meserie grea, dar frumoasă, foarte frumoasă. Și cea mai mare plăcere o ai atunci când mânuțele încep să bată. Pleci cu alt fel de suflet. Intri un om și ești altul. Când ați jucat pentru prima dată pe scenă? Cred că pe la 5 anișori, dacă bine mi-aduc aminte, da, alături de Lucian Radulian, Dumnezeu să-l odihnească în pace, și știu că am și cântat, m-am simțit extraordinar pe scenă, n-am avut drag, ca și acum, așa, amintirea e superbă, iar după aceea, pe la școală,
mai pe aici, mai prin prigăzile artistice, mai știți cum era odată pe vremuri. După ani buni în care a stat departe de scenă, la începutul anilor 2000 s-a hotărât să înființeze prima trupă independentă de teatru din județul Hunedoara. Este cunoscută drept trupa Cu Moț în Frunte. Începutul începuturilor s-a întâmplat în 2006, cu toate că trupa Cu Moț în Frunte a luat naștere în 2004, până în 2006 eu am stat un pic în partea din spate, organizare și alte. Început foarte greu, ca trupă independentă nu ai, trebuie să te bazezi pe posibilitățile tale și pe ce se mai încasează. Cel puțin în România. Da, dar cu mândrie pot să spun, sunt aproape sigur că am fost prima echipă de teatru interactiv muzicală din România. Mai ales pe genul de independent. Am început cu Oglinda Fermecată, piesă foarte frumoasă, scrisă de mama mea, Ileana Zanche, pe muzică compusă de taica, de tatăl meu, Ștefan Moțățeanu. Am avut sprijin și de la frățior, Nonel. El și-a pus mânuțele la clapă pentru a ieși sunetele acelea frumoase. Nu a fost simplu, mai ales la început. Echipa pe vremea aceea era mare. Am fost 8-9 oameni. Din cauza aceasta, și aici nu pot să zic cu mândrie, cam la un an și jumătate ne-am încheiat activitatea. Am stat un an pe bancă, am regândit totul și am ajuns la concluzia că trebuie să renunțăm la o parte din personal. Atunci am preluat, să zic, frâele puțin mai tare și am înlocuit anumite funcții care erau deținute de anumite persoane. La momentul actual fac aproape totul. De la regie, scenariu, intratul pe scenă, care mie mult îmi place, organizare. Trupa e specializată pe piese pentru copii? Teatru interactiv muzical, doar pentru copii. Am și o scriere pentru adulți. E o comedie neagră. Având în vedere însă că e nevoie de foarte multe personaje, eu cel puțin nu voi putea pune pe scenă, cel puțin acum, în condițiile actuale. Poate cu un mic ajutor al altor companii teatrale s-ar putea rezolva. E o piesă mai comedie neagră și de actualitate. Iar pentru copii, da, pentru copii am început să scriu în 2006 prima piesă, Roboței cei viteji. Am jucat tot timp de 6 luni. Vreau să zic, la ora actuală mie nu prea mai îmi place. Am refăcut-o, o voi mai juca, dar în faza din spate, nu, acolo parcă. Noi avem și un feedback la un moment dat. Unde ați jucat-o? În județ și județele limitrofe. Nu prea ne-am permis și nici acum nu prea ne permitem să ieșim foarte, foarte departe. Am vrea noi, dar asta e. Și uite așa, încet a prins viață și Ionel Bocănel, unul dintre personajele renumite din poveștile lui Edi Moțățăianu. Am trecut la alt gen, cu o mică trilogie, Rozalie și Zâna Minunilor, Peripețiile Prințesei Rozalie, mai bine zis. Acolo personajul principal a fost această domnișoară, Rozalie, care, prin tot felul de acțiuni, a trecut prin toate, prin tot. Bineînțeles că persoanele binevoitoare veneau și scăpau omul de problemă. Copiii au apreciat tare mult și când mi-am dat seama de faptul că lor le trebuie cât mai mult interactivitate, am trecut la genul 2.
Am intrat foarte, foarte adânc în problema asta. Am creat un nou personaj, pe numele lui Ionel Bocanel. Un fel de păcală din zilele noastre. De ce Ionel Bocanel? Păi Ionel e numele lui. Bocanel pentru că face mereu câte o boacănă. Boacănele sunt din lumea copiilor de astăzi, inspirate din lumea copiilor de astăzi. De fapt, chiar copiii îmi dau ideile. Îi aud pe stradă, vorbind în grădiniță, în școală, în teatru. Ești la ieșire, la intrare. Îmi sugerează câteodată, efectiv, subiectul pentru următoarea scriere. Iar copiii, cu toate că Ionel Bocanel e un fel de personaj negativ până la urmă, îl iubesc. De multe ori mă întâlnesc pe stradă cu copiii. Care v-au văzut jucând? Să trag din mânuțele mămicilor și atăticilor. Mai au un pic oameni aceia să vină la mine. Băi, ce e? Copiii explică. E Ionel Bocanel. A, el e Ionel Bocanel? Și atunci vin felicitările la derivare. Deci am creat personajul ăsta. Am vrut să fac un serial. Ionel Bocanel apare în fiecare parte. Celelalte personaje se schimbă mereu și dacă n-ar fi personajul acesta, piesele de teatru practic nu au o continuitate, eventual pe anotimpuri. Boacănele sunt multe și totul se termină cu bine. Ok. Happy end, întotdeauna. Happy end. Seria ce alte povești mai are? Păi a început cu Minunea din Țara Visurilor, acolo unde se face cunoștință cu personajul, cu Ionel Bocanel. Apoi cu surioara Liliana, cea care, în fapt, e o păpușă, se împrietenește cu o zână. Care zână face din păpușă să devină o ființă. Iar de acolo încolo, aceste două personaje apar și, de cele mai multe ori, totul începe cu o boacănă. Dar boacănele, cum să spun eu, copiii le recunosc. Le fac atât de comic, încât, practic, nu că se trece cu vederea, dar le înțeleg altfel. Nu am folosit niciodată acest cuvânt, nu. Nu fă asta. Exemplul e mai bun decât orice pentru un copil. Și de ce să-i spui nu, când poți să-i arăți că uite ce ai putea păți dacă vei face asta, sau asta, sau asta, sau aia altă. Ai văzut ce se poate întâmpla dacă nu asculți de părinții tăi? Oricând te poți întâlni cu muma pădurii. Bine, bine, dar acum cred că a venit momentul să dai fuga la tine acasă, în lumea poveștilor. Sigur, pentru că acolo te așteaptă surioara ta, Liliana. Ne folosim și acum de muzica tatălui meu, însă, pe aici, pe acolo, pentru că am văzut că a prins foarte bine, folosim foarte multă muzică populară cu textul readaptat. Bineînțeles, pentru fiecare scenariu în parte. De altfel, Ionel Bocanel, în majoritatea cazurilor, este îmbrăcat în costum popular. Iar copiii aplaudă și cântă, ceea ce spune multă, 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 multă. Mai avem zână, mai avem și babe cloanțe. Nu pot să nu amintesc pe zâna minunilor și alte zâne. Interpretate, mai bine zis, foarte, foarte bine, de Adina Vescan. Câte povești mai sunt în seria asta și câte mai urmează? Serialul are până la ora actuală 12. Chiar acum lucrez la o parte a 13-a. Sper să fie cu noroc acest număr. Și cred și sper să fie prima comedie românească pentru copii. Va fi o comedie de la capul al fine. O să fie un pic de dramă, normal, că altfel nu putem merge pe firul acțiunii, dar va fi o comedie. Cât timp lucrați la o poveste? Când îmi vine inspirația și muza mă caută, în 24 de ore am terminat-o. Dacă nu îmi vine inspirația decât pe o anumită parte a zilei sau a nopții, mai bine zis, s-ar putea să lucrez mai mult. Dar niciodată nu depășesc o săptămână pentru că mă scol noaptea. Muza spune, ai treabă, la ora 3 dimineața, 4, când o fi, ai plecat, du-te repede și fă-ți treaba.
Și de obicei cam, da, cam, bineînțeles, mai ai nevoie de feedback. O zi, două, după ce ai scris sfârșit, trebuie să stai, te reîntorci la masă, iei totul de la cap la coadă, recitești și unde vezi că nu e ok, mai tai sau mai adaugi. Dar, în general, nu prea mai tai sau mai adaug. În general. Ele sunt, de fapt, niște povești care apoi sunt transformate în piese de teatru. A, aici o chestie. Mi este mult mai la îndemână să scriu dramatic scenariu. Toate poveștile, cam o să vedeți, o să vă și arăt, care au văzut lumina tiparului, au fost transformarea din scenarii în poveste și nu invers. Vreau să zic că a fost mult mai greu să scriu povestea decât scenariul, pentru mine cel puțin. Am lucrat și mai lucrez încă și acum. Mi-a plăcut tare mult și alt sector și sper să ajung să fac toate, toate, să le aduc pe... să vadă lumina tiparului. Audiobook-uri. E vorba de Vantaiul fermecat și Mână lungă. Asta chiar a ieșit. Care sunt tot pentru copii? Eu de obicei scriu pentru toți copiii între 3 și 93 de ani. Vreau să zic, bine, bine, bine că mi-ați pus întrebarea asta. Copiii înțeleg într-un fel ceea ce eu vreau să explic. Însă părinții și oamenii mari înțeleg în felul lor. Scriu în două capete. Deși Edi Moțățăianu a scris primele cărți abia acum câțiva ani, totul a început încă din copilărie, la fel ca și dragostea pentru teatru. Prima mea scriere a ajuns pe la Brașov, la o revistă Antares. Țin minte că prima scriere am finalizat-o în ora de fizică, eram în clasa 11-a. Doamna profesoară m-a prins, mi-a luat caietelul cu notițe și zice, tu ești, nu mi-a plăcut fizica, tu ești copil de nota 6 și 7 la fizică, dar scrii science fiction? Mi s-a publicat acolo în revista Antares. Acea scriere n-a fost pentru copii, a fost clar și la obiect pentru toată lumea. Și prima mea încercare de a scrie, precum am mai spus, a fost în 2006. Când am început cu aventurile cu roboței cei viteji, imediat peripețiile prințesei Rosalie. Iar acum pregătește ceva și mai interesant. Un alt fel de Harry Potter va prinde viață în România. Iar acum scriu, chiar lucrez rău de tot în roman. O trilogie va fi și aceasta. Tot pentru copii? Nu. Se numește Hiperborea, Ținutul uitat. Pentru cine nu știe, Hiperborea s-ar părea că a fost pe ținuturile Daciei vechi. Străbuna noastră Dacie. Iar aici ce să vă spun? Voi face o trecere prin toată geografia românească. României. Cât mai mult, lucrez de 3 ani și încă n-am toate informațiile, etnogeneze, etnografie, din folclor foarte multe, vreau să reînvii toate personajele mitologice, pur românești. Nu de altă, dar m-am supărat pe cineva care a scris Harry Potter și ne-a furat un personaj, dar în fine, asta e altă mâncare de pește. Așa, și sunt sigur că mai ales copiilor le va plăcea când un harap alb va fi un alt fel de harap alb decât cel cunoscut, un făt frumos, o Ileana Cosânzeana. Am rămas surprins prin țara românească, mergând să văd și să aflu că mulți copii nu mai știu despre Ileana Cosânzeana, nici de făt frumos. Am rămas puțin așa, cu inima îndoită. Și am zis eu că trebuie neapărat să ajungă la ei. Și această informație. Avem prea multe și frumoase personaje. Și rele și va ajunge în poveste Dragobete, Mărțișor. Nu mai dau detalii. Trebuie să o termin.
Pe când va fi gata? Asta nu pot să zic. Având în vedere că mă bazez și pe fapte istorice și locuri cu ani, cu anumite informații, le aflu destul de greu. Cum mai aflu câte ceva, cum mai scriu câte ceva. Deci va mai dura. 3 ani am stat doar ca să mă informez. Acum a început, sunt aproape pe la 3/4. Va fi un roman de capă și spadă. Și sper să-i batem pe englezi, pe, să mai zic, alte nații. Cu trupa de teatru, ce planuri mai avem? Cu trupa de teatru. S-ar putea în toamnă să facem niște angajări. Problema mare este din alt punct de vedere. De câte ori am făcut casting și am spus foarte clar, am nevoie de personaje minione. Ori nu știu cuvântul, ori au vrut neapărat să vină. A doua problemă, nu le-am cerut aspect fizic. Din contra, nu mă interesează. Dar să aibă dicție. Și bineînțeles să știe să improvizeze. Se întâmplă de multe ori piesele de teatru fiind interactive, ca unul din copii să spună o întrebare mai altfel. Nu e frumos să nu-i răspunzi. Povestești cu el cât trebuie, după care te reîntorci la text. Ori dacă nu vei ști să faci asta, cum rămâne cu piesa? Nu mai poți continua. Iar să nu-i răspunzi copilului nu se face. Să fii actor e o meserie deloc ușoară. Ce calități trebuie să aibă un actor? Calități. Să iubească frumos. În primul rând să iubească frumos. Și oamenii. Și copiii. Dacă le-ai pe astea 3, deja poți să treci la planul 2. Planul 2, bineînțeles. Un pic de cultură, un pic de dicție, un pic de spirit. Nu e o meserie ușoară. Nu, deloc, deloc. Și contactul cu publicul e benefic. Dar, precum mai s-a întâmplat și altora, cu nume grele, dacă ai o cădere, ce faci? Trebuie să le ai pe toate. Trebuie, nu știu, e o meserie grea. Din afară se vede... A intrat și el pe scenă, la. Nu. E multă, multă muncă înainte de... Se pregătește cu mult timp înainte, sunt ore pierdute, de multe ori treci peste masă, când pleci în turnee iarăși. Și munca nu e ușoară, nu e ușoară. Schimbarea paturilor, azi în Târgu Jiu, mâine în Cluj, vină repede în Deva sau du-te la Arad sau du-te la Sibiu și așa mai departe. Nu e ușor. Iar să faci parte dintr-o trupă independentă de teatru este o adevărată provocare. Noi fiind trupă independentă depindem foarte tare de ceea ce încasăm, fără sponsorizări și așa mai departe. Diferența ar consta doar în faptul că teatru de stat are un buget. Din bugetul acela știe ce și cum să facă, pe când noi trebuie să improvizăm. Ori e foarte greu. Gândiți-vă că numai o rochie de zână, pentru zână. Ca să nu mai există alta la fel, trebuie să o facem la comandă. Ori aia costă. Un costum de prinț, o mapă dur, o babă cloanță, și tot felul de alte și alte. Costă. Nu te bogățești din asta. Bogăția o primești altfel. Aici. Am mai spus altfel. Felul în care era privit mai de mult un actor și felul în care este privit astăzi, s-a schimbat vreun pic? Pe vremuri, actorii erau foarte, foarte apreciați. Și acum mai sunt. Mentalitatea însă s-a schimbat foarte mult. Pe vremuri, omul, românul, nu prea avea unde să meargă. Singurele două variante erau teatrul și filmul. Ori când s-a stricat și cu cinematografia, bine, filmele românești sunt extraordinare. Lumea s-a dus spre teatru.
Erau foarte apreciați. Dar și acum mai sunt. Aveam actori foarte buni. În România au fost și mai sunt actori foarte buni. Și acum mai sunt. Care ar fi actorul preferat? Sau... Al meu? Ar fi mai mulți. Ar fi mai mulți. Charlie Chaplin. Pe el îl iubesc. Stan și Bran. Pat și Patașon. Să vin mai încoace. Brad Pitt. De la noi? De la noi. Mi-a plăcut tare mult Toma Caragiu. Am zapelea. Tare, tare mult mi-a plăcut Am zapelea. Mai sunt în ziua de astăzi actori buni. Da, mai apar. Din păcate, aici e o problemă. Teatrul, neavând posibilități financiare, chiar teatrele de stat, ies foarte, foarte greu prin țară. Iar când o fac pentru o zi sau două, maxim. Nu se mai fac turnele cum se făcea odată, se pleca cu luna. Și de unde plecăm? Mergem la Hunedoara, după aceea ne întoarcem, plecăm la Petroșani, continuăm cu Târgu Jiu, plecăm la Craiova, mergem la București, ajungem la Bacău, mergem la Iași, mergem la Constanța și răturul prin Brașov, Sibiu și cum mai poți permite. E mai greu. Și atunci posibilitățile de afirmare ale actorilor sunt limitate. Televiziunile, după cum se vede și se știe, nu prea, merg pe alte promovări. Ce înseamnă pentru dumneavoastră teatru? Tot. Din asta trăiesc. Prin asta trăiesc. Cred că dacă aș face altceva, aș muri eu. Spiritul meu ar muri. We'll be right back.